Obișnuitele cozi de la cazările în căminele studențești se vor muta la centrele de testare pentru coronavirus. Multe dintre universități vor cere un test negativ pentru a accepta studenții în cămine. Alexandru e student în anul 3 la agronomie. A lucrat toată vara în București și a locuit în cămin. Acum însă regulile s-au schimbat, așa că pentru a-și păstra locul trebuie să dovedească că nu e infectat cu SARS-CoV-2. Vom fi testați înainte de a începe cursurile sau seminarele și să sperăm că ne întoarcem la facultate când este dor. Studenții își vor putea lua locurile în primire între 28 și 30 septembrie, iar universitatea cere ca testul să fie făcut în aceeași săptămână. Ca să-i ajute, îi testează gratuit la centrul de la Facultatea de Medicină Veterinară sau le decontează costurile. Asta înseamnă aglomerarea centrelor cu mii de studenți în doar câteva zile. Această testare în universitatea noastră, spre exemplu, costă 1 milion de euro. Ar fi afectată capacitatea de testare, mă refer la testele trimise de DSP-uri, de spitale? Cu siguranță da, pentru că sunt aceleași aparate, aceiași oameni care fac și testele trimise de DSP și testele pentru studenții noștri, va fi o perioadă de vârf. Regulile în cămine s-au schimbat oricum. Triajul epidemiologic este obligatoriu, iar camerele cu 5 sau 6 studenți cazați nu vor mai exista. În camera asta stăteau 4 persoane, acum vor fi cazate 2 ca să putem să păstrăm distanța. La Academia de Studii Economice, căminele vor rămâne închise mai puțin câteva camere, care sunt ocupate de doctoranzi sau studenți străini blocați aici de pandemie. Cele mai multe cursuri vor fi online. Tudor e fericit, va avea mai mult timp pentru mica lui afacere. În schimb, altor colegi de-ai lui, decizia le-a încurcat planurile. Foarte mulți care aveau chirii de plătit, care vreau să dea avans la un apartament și așa mai departe, nu știu ce să facă. Sunt cazuri de colegi care vor veni oricum în București pentru că au plătit un avans pe 6 luni, un an. La Universitatea de Medicină și Farmacie din București încă nu s-a luat o decizie finală. Sunt acum acasă, în Brăila, și așteptăm instrucțiuni cu privire la începerea noului an universitar. Majoritatea căminilor noastre respectă toate măsurile impuse, există antiseptizanți la intrare, accesul în cămin a fost restricționat, studenții au birouri și învață în propria cameră și de asemenea există și băi și bucătării proprii în fiecare cameră, în majoritatea căminelor. Rectorii estimează că anul acesta se vor caza în campusuri în jur de 65.000 de studenți, cu 27.000 mai puțin ca în anul universitar precedent.